Florin Iordache, în plin scandal pe legile justiciei, modificările țin cont de deciziile Comisiei de la Veneția. Presubliniere din Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiciei, Florin Iordache, a declarat marci, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților, ce modificările făcute la legile 303/2004, 304/2004 sublinierei 317/2004 sublinierei solicitate de Curtea Constituțională sunt în concordanc cu recomandările Comisiei de la Veneția. Comisia specială a fost înființată tocmai pentru a pune în concordanc legislația existent cu deciziile Curții Constituționale. Noi tocmai asta am făcut, sublinierei vreau să vă spun ce noi am ținut cont de deciziile Curții. Printre altele, am fost atacați permanent ce încerc me se politizme justiția, se subordonme justiția. Eu am cerut de la începutul dezbaterilor să îmi precizați un singur articol care subordonea justiția sau, într-un fel sau altul, modific legislația penal. De fiecare dată, aci invocat faptul ce ar trebui să solicitme un punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Eu v-am solicitat, stimați colegi, înainte de a ne critica, haideți să citim. Dacă am citit mai mult sublinierei, dacă am citit cu atenție deciziile CCR, la fiecare din cele trei decizii CCR ne precizează foarte clar ce acele modificări pe care noi le-am făcut sublinierei le-am propus nu afectează în niciun fel independența justiciei, iar modificările pe care le-am făcut sunt în concordanc cu deciziile Comisiei de la Veneția, a spus Iordache. În plenul Camerei Deputaților. El a adugat ce dezbaterile au avut loc în prezența tuturor grupurilor parlamentare, iar deciziile CCR sunt obligatorii pentru toată lumea. Spiritul de colegialitate puteați veni dumneavoastră cu amendamente, nu trebuia să facem lecții de citire împreună. Dumneavoastră nu faceți decât să criticați sau să modificați amendamentele pe care noi le-am propus, le-a spus Iordache deputaților din opoziție. Plenul Camerei Deputaților urmează să voteze cele trei legi ale justiției, în calitate de prim camer sesizat, după ce anterior Comisia Specială a modificat proiectele în acord cu deciziile CCR.